Ne aflăm în zona centrală a orașului, unde am demarat lucrările de infrastructură subterană. În primul rând, am demarat lucrarea de pozarea cablajelor de tensiune mică, în special RomTelecom, UPC, Vodafone, Orange, pentru că aș dori ca această lucrare să fie finalizată pe un timp foarte scurt, până în 10 martie, în așa fel încât să nu creăm un disconfort pe o perioadă mare. Fac acest demers pentru că în anul trecut am reușit să pozăm cablajele de joasă tensiune, în special pe străzile Mihai Eminescu, pe strada Gutiunului parțial, pe strada Mioriței, piața Lupeni, până la intersecția Biserica Reformată cu strada Nicolae Iorga. Finalizând aceste lucrări în toamnă, am dorit ca în această primăvară să pozez în toată zona centrală conductele cu cablaje de joasă tensiune. După cum vedeți, se lucrează intens. Pe lângă zona asta de la BCR până în față la primărie la Poarta 2, vom continua de la primăria de la Poarta 2 până în zona Loteria Națională, pe urmă de la Loteria Națională până pe strada Palcului și legătura cu Biserica Reformată. Cum am spus, doresc să finalizez această lucrare undeva pe 10 martie și în același timp să finalizez și lucrarea de distribuție a energiei suplimentare în zona centrală a orașului, energie electrică, pentru că vom amplasa un transformator în Părculețul Mic, în zona centrală a orașului, evident, și din această zonă, din Părculețul Mic, din acest transformator, vom distribui tricabluri pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în toată zona centrală a orașului. Fac acest lucru pentru că am avut mari probleme de asigurare a energiei electrice în această perioadă și suplimentăm puterea instalată în zona centrală a orașului, în așa fel încât să nu mai avem probleme. Vom fi nevoie să facem trei traversări, respectiv din fața la Germanos spre Parcul Mic, gangul de la Dacia spre Parcul Mic și zona intersecția trecerea de pietoni la stația de taximetri spre Parcul Mic. Doresc ca aceste treceri să fie făcute respectiv sâmbătă și duminică, în așa fel încât să nu fie probleme cu traficul. Doresc ca în momentul când finalizez aceste lucrări, respectiv 10 martie, să demarez rapid și acțiunea de refacere a carosabilului din zona centrală a orașului, frezarea și distribuția satului de asfalt și, în ultimul rând, evident, trotuare, noi, borduri, în așa fel încât de sărbătorile pascale lucrarea din centrul orașului să fie finalizată ca și modernizare străzi și trotuare.